Nu știu dacă este vreo altă carte din Biblie care a fost atât de atacată ca și cartea Genesa. M-am întrebat și eu de ce. De ce secole la rând teologi din stânga și din dreapta au încercat să o facă praf? Dragii mei, în Genesa aflăm cum vine șarpele pe scenă și răul pe care îl aduce în lume. Și dacă el și-ar putea acoperi urmele pașilor, și-ar putea să scoate din sufletul nostru această istorie a căderii omului din pricina șoaptei celui rău, poate că ar fi mai ușor să ne înșele. O a doua carte care a fost la fel de mult discutată și disputată este ultima carte din Scriptură, Genesa și Apocalipsa, pentru că acolo vedem cum balaurul este legat și aruncat în focul cel veșnic și universul nostru este curățit de răul care ne-a tras în păcat. Poate între cele două extreme există un alt bloc de text care a fost mereu atacat de cel rău, Evangheliile. Pentru că acolo se naște Mântuitorul și acolo moare și dezbracă domniile și stăpânirile pe crucea de pe Calvar. Dar toată această istorie a răscumpărării, a biruinței lui Hristos asupra șarpelui, începe în Genesa, capitolul 3, versetul 15, imediat după cădere. Este o carte disputată, dar o carte care ne deschide ochii să-L vedem pe Dumnezeu, Creatorul nostru, aducându-ne în existență. Nu știu ce credeți despre Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Secole de-a rând, cărțile acestea au fost alcătuite de editori târzii din tot felul de felii și surse pe care le-au pus la oaltă, o teorie care a dominat gândirea teologică secole în șir. Ascultați-L pe Domnul Iisus Hristos vorbind despre Genesa și celelalte cărți ale lui Moise. Pe drum spre Emaus, când îi întâlnește pe cei doi dezamăgiți de moartea Domnului Iisus Hristos, se apropie de ei și le spune: o nepricepuților și zăbavnici cu inima, când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii, nu trebuia să sufere Hristosul aceste lucruri și să intre în slava sa? Și a început de la Moise și de la toți prorocii și l-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Ca un bun evreu, când a spus Moise, a spus Tora, a spus Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom, o singură scriere ruptă în 5 volume de traducătorii septuaginte, a început de la Moise și de la toți prorocii și le-a tâlcuit în toate scripturile ce era cu privire la el. Dacă nu este scrierea lui Moise, Iisus Hristos nu știe ce vorbește. Și dacă el nu știe ce vorbește, nici nu are rost să crede în el. De aceea, dragii mei, plecăm de la această bază, suntem în scrierile lui Moise și așa intrăm în cartea Genesa. Sunt personaje pe care toți le cunoașteți, sunt evenimente care n-a scăpat poate niciunuia și sunt adevăruri extraordinare în această carte. Aici își au rădăcinile, adevărurile majore ale Scripturii care ne-au marcat istoria și viața. Cine n-a auzit de Adam, de Eva? Cine n-a auzit de Enoch și Noe și Lameh? Cine n-a auzit de Avram, Isaac și Iacov, personajele Scripturii? Cine n-a auzit de creație, cădere? Cine n-a auzit de potop? Sunt evenimentele din carte. Cine n-a auzit, dragii mei, de faptul că Dumnezeu este creatorul, adevărul fundamental al Scripturii și că El ne-a promis răscumpărarea? Cartea aceasta este plină de lucruri absolut fundamentale pentru credința fiecăruia dintre noi. Priviți o clipă la cele 50 de capitole. În primul bloc de text, în primele 11 capitole, avem creația și căderea și vom discuta puțin despre ele, pentru că acolo, nu știu de ce, Dumnezeu ne-a lăsat cu cele mai multe întrebări. Evenimente atât de mari sunt, într-un fel, tranșate pe câteva pagini și ne întrebăm de ce nu avem mai multe răspunsuri la întrebările noastre. Dar, pe urmă, Genesa intră în viața a patru personaje, Avram, Isaac, Iacov și Iosif. Dar nu personajele în sine sunt obiectivul nostru. Cine este Avram, un om ca mine și ca tine? Cine este Iosif, un om ca mine și ca tine? Da, a trăit în alte vremuri, a avut alte condiții de viață, dar în ultima instanță, un muritor ca și noi, oricare dintre ei. Valoarea lor stă în faptul că Dumnezeu i-a ridicat în planurile lui și prin ei și-a dus mai departe lucrarea sa.
Ascultați-L pe Dumnezeu rostind verdictul asupra Satanei, care practic deschide planurile lui pentru toată istoria. Vrășmășie voi pune între tine și femeie, între sămânța ta și sămânța ei. Aceasta îți va zdrobi capul, tu îi vei zdrobi călcâiul. Iar dacă vin în dreptul lui Avram, îl ascult pe Pavel în Galaten, tocmai am terminat de studiat cartea, vorbind despre sămânța femeii, sămânța lui Avram. Acum, spune el, în capitolul 3, versetul 16, făgăduințele au fost făcute lui Avram și seminței lui. Nu zice semințelor, ca și cum ar fi vorba de mai multe, ci ca și cum ar fi vorba numai de una, seminței tale, după care el tălmăcește, adică Hristos, Hristos. Seminței tale, adică Hristos. Cu alte cuvinte, Avram, Isaac și Iacov sunt stâlpii pe care spânzură într-un fir firul planului lui Dumnezeu, firul răscumpărării lui. De aceea când mă uit la imaginea dinaintea mea, lângă creație și cădere, două evenimente mari, trebuie să adăugăm răscumpărarea care curge prin Genesa, trece în Exod și apoi călătorește până pe crucea de pe Calvar și vreau să vă spun, nici acum nu s-a terminat. Dumnezeu continuă să răscumpere oameni. Și dacă cineva încă n-a fost răscumpărat de sângele lui Hristos, astăzi este vremea deciziei. Dacă ar fi să păstrez în minte cartea Genesa, aș lega-o de aceste trei evenimente mari: creație, cădere și răscumpărare. Uitați-vă o clipă la proporțiile de text și veți înțelege despre ce este vorba în Genesa. Dumnezeu vorbește mai mult despre lucrurile pe care vrea să nu le uiți. Creația, două capitole, nici nu mă mir că nu știm nimic despre prima, doua, treia, cincea, șasea zi a creației. Foarte puține spuse, doar faptul că Dumnezeu le-a făcut. Apoi am căderea cu toate implicațiile ei din versetele 3 la 11, dar răscumpărarea, care începe cu chemarea lui Avram în planul lui Dumnezeu, călătorește până în capitolul 50 și mai departe, prin istoria Vechiului Testament și apoi a Noului Testament. Pavel, vorbind și scriind lui Timotei, spune: din pruncie cunosc Sfintele Scripturi, care pot să-ți dea înțelepciunea care duce la răscumpărare, la mântuire. În mintea apostolului Pavel, Scriptura este despre răscumpărare. Cred că în același fel, Genesa este despre răscumpărare. Se ridică o întrebare simplă: Doamne, de ce ai considerat necesar ca prin Moise să prefacezi istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere? Dar înainte de a răspunde la această întrebare, aș vrea să vă duc împreună cu Moise prin istoria lui la punctul în care el scrie cartea Genesa, perspectiva din care este scrisă această carte. În mod normal, noi avem Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. La sfârșitul cărții Deuteronom moare Moise. Moise n-a putut călători cu Dumnezeu de-a lungul cărții Genesa, pentru că el nu exista. Moise se naște la începutul cărții Exod. Crește la curtea lui Faraon, ajunge într-un fel mai mare peste Egipt, urmașul la tron al lui Faraon, dar în evenimentele Exodului, înțelegându-și rolul, omoară un egiptean și trebuie să fugă. 40 de ani, este undeva în Madian, la oi. După 40 de ani îl cheamă Dumnezeu. Imaginați-vă, avea 80 de ani când se întoarce să pornească procesul răscumpărării poporului din robia egipteană. Dacă citiți cărțile Exod, Levitic, Numeri, veți vedea că este atât de alertă narațiunea, încât Moise n-a avut vreme nici să-și tragă sufletul, dar aminte să stea jos să scrie o carte în 5 volume. Imposibil. În Exod, urgie după urgie, intră la Faraon, ieși de la Faraon, pe urmă ieșirea din Egipt, 2 milioane de oameni, răzvrătiri peste răzvrătiri. Când să aibă Moise vreme de scris? Istoria continuă și se oprește la Cades Barnea, când se întorc cele 12 iscoade. 10 ponegresc țara și poporul ia pietre să-l omoare pe Moise și Aron și coboară Dumnezeu între ei. Și spune: pe mine însumi jur că niciunul din cei ce ați fost numărați la ieșirea din Egipt nu veți intra în țară. Și Dumnezeu îi întoarce și 38 de ani îi plimbă prin pustie până când întreaga generație moare.
Ei, în cei 38 de ani n-au călătorit fiecare zi. Scriptura spune, când se ridica norul, porneau și ei. Când stătea norul peste cortul întâlnirii, stăteau și ei. Stăteau o zi, stăteau o lună, stăteau un an, stăteau 5, 38 de ani, sunt foarte mulți. Cred că a fost singurul răgaz, omenește vorbind, în care Moise a avut răgazul să scoate computerul, să-l bage în priză, să începe să scrie cartea Genesa. Și dacă vă întrebați, de unde a știut el, ce s-a întâmplat înainte ca el să se fi născut, vreau să vă spun că există un incident în cartea Numeri, capitolul 12, în care Maria și Aron se ridică împotriva lui Moise, din pricina femeii etiopiene pe care a luat-o de nevastă. Dumnezeu coboară între ei, îi cheamă pe toți la cortul întâlnirii și ascultați ce spune. Ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui printr-o vedenie sau îi voi vorbi printr-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui prin lucruri, nu prin lucruri grele de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Dragii mei, pe toată fața pământului, afară de Domnul Iisus Hristos, care este chipul Dumnezeului celui nevăzut, Moise a fost singurul om cu care Dumnezeu a vorbit gură către gură, fără să-l omoare. Imaginați-vă, în timp ce scria Moise, zicea save, ca să nu-și piardă documentul, după care se ducea la Dumnezeu și zice, Doamne, te rog frumos, n-am înțeles cum e cu a treia zi a creației, nu vrei să-mi explici puțin? Sau nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, dar nu-mi trebuie foarte multă credință ca să, cunoscându-l pe Moise și din Scriptura și auzindu-l pe Domnul Iisus Hristos, vorbind despre el și cu el pe muntele schimbării la față, să înțeleg că Dumnezeu a știut și a putut și a făcut-o. L-a inspirat, dragii mei, să scrie această carte. Dar cu ce scop a fost scrisă cartea Genesa? Pentru asta trebuie să ne întoarcem la ei atunci și acolo. Și aș vrea să priviți următoarea imagine în care am așezat cartea Exod. La început este cartea pe care Moise a trăit-o, el acolo s-a născut, acolo a crescut, experiențele astea le-a avut în mod personal, Leviticul este vorbirea lui Dumnezeu și acopere o lună din istorie între Exod și Numeri, Numeri este organizarea taberei, nu durează foarte mult, Exod, Levitic, Numeri acopere maximum 2 ani și poporul pornește spre țara promisă. Observați, Genesa este scrisă cu experiența trăită a evenimentelor Exodului. Cu alte cuvinte, Moise, poporul, a văzut cu ochii lui, a auzit cu urechile lui lucrurile. Poporul și Moise s-au oprit la Sinai, Moise a fost în prezența lui Dumnezeu. Asta este experiența cu care se așează el la scris. Mă uit, o văd pe sora mea în bancă și țin minte, când eram tânără, mi-arunca o vorbă. Eu mă mai ridicam să vorbesc la ora biblică și atotdeauna mă mustra. Sora mai mare avea tot dreptul și îmi spunea, Beni, teologia se face la 54 de ani. Nu știu de ce a zis ea la 54 de ani, dar cred că a vrut să zică teologia trebuie să o faci când te coci la minte, când ai avut un pic de experiență, când ai trăit lucrurile pe care le vorbești. Dragii mei, asta a făcut Moise. El era copt la minte, în sensul că a trăit aceste experiențe. Vreau să vă spun că n-a fost foarte complicat pentru el și nici n-a trebuit să pună multe întrebări când a scris în versetul 2 din capitolul 1, Dumnezeu a zis să fie lumină și a fost lumină. Noi zicem, a, povești, cum să fie lumină când nu era soarele pe cer? Dragii mei, Moise a fost acolo când a spus lui Faraon, 3 zile va fi întuneric la cuvântul Domnului și 3 zile va fi lumină în Gosen și puteai să stai cu un picior în întuneric și cu un picior în lumină. Și întunericul era așa de mare că nici unul nu s-a putut mișca de la locul lui. De ce? Pentru că Domnul a zis. După ce ai trăit o astfel de experiență, trebuie să pui foarte multe întrebări? Nu trebuie să pui foarte multe întrebări, pentru că ele ți-au fost răspunse în experiența ta. Dar Moise a stat în prezența unui Dumnezeu care a știut să facă dintr-un băț un șarpe la cuvântul lui, a știut să facă din țărâna aruncată
spre cer, o mulțime de păduchi pe toți oamenii și animalele. A știut să facă dintr-o pumn de cenușă aruncate în văzduh bube și beșici fierbinți până și pe robii lui Faraon și pe slujitorii lui. Când ai trăit în prezența unui astfel de Dumnezeu, nu ți este foarte complicat să crezi ce-ți spune El. Și de aceea, dragii mei, Moise s-a mulțumit să scrie despre creație un capitol și să repete câteva detalii în capitolul 2, să zic ajunge. Dar cu ce scop a fost scrisă totuși Genesa? Uitați-vă puțin la cartea Numeri, am pus un imens semn de exclamare în ea. Pentru că acolo în cartea Numeri, poporul răscumpărat prin sângele mielului pascal, și noi asta sărbătorim astăzi la cină, transformă sărbătoarea într-un dezastru. La Cades Barnea, Dumnezeu mâniat trebuie să strige: pe mine însumi jur că nici unul dintre voi nu va intra în țară. Imaginați-vă copiilor pregătindu-se să intre în țară, împreună cu Iosua, să treacă Iordanul. Una din dureroasele întrebări din inima lor a fost aceasta: ce trebuie să facem să nu repetăm istoria părinților noștri? Dar înainte de asta, trebuie să înțelegi fenomenul. De ce și cum se poate ca un om mântuit prin sângele mielului pascal din fața revărsării mâniei lui Dumnezeu să-și îngroape toată mântuirea în nisip, să o facă praf, să facă un dezastru din ea? Cum se poate lucrul acesta? Cartea Genesa ne răspunde la o astfel de întrebare. Cum se explică faptul că deși părinții noștri au fost răscumpărați de Dumnezeu, pe spesele Lui, pe cheltuiala Lui, prin sângele care nu era al nostru, ci era al Lui, au reușit totuși să îngroape mântuirea în pământ, în nisipurile pustiei, să o facă praf? Uitați-vă puțin la toată scrierea lui Moise, Genesa, Exod, Levitic, Numeri, Deuteronom. Copiii acestora stăteau în fața țării promise și trebuiau să intre în țară. Ca să intre în țară, să nu repete experiența părinților lor, trebuiau să înțeleagă mai întâi de ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și, în al doilea rând, ce trebuie făcut să nu repetăm această experiență. De ce s-a întâmplat ceea ce s-a întâmplat și, în al doilea rând, ce trebuie să facem să nu repetăm această experiență. Pentru asta este scrisă Genesa și aș vrea să o priviți împreună cu mine o clipă, imaginea de ansamblu a cărții. Are 50 de capitole și 3 evenimente mari prinse în ea: creație, cădere și răscumpărare. În primul capitol, Dumnezeu creează universul, pământul și îl așează pe om, pe planeta aceasta, ca și vicerege al său. După ziua a șasea, Dumnezeu s-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. S-a uitat la tot ce făcuse și iată că erau foarte bune. Ce-i foarte bine la Dumnezeu? Well, nu știu, trebuie să-L întreb pe El. Foarte bine la mine este ce mi se pare mie că e foarte bine, dar foarte bine la Dumnezeu este ce hotărăște El că e foarte bine. Dragii mei, Dumnezeu a creat universul în așa fel încât omul să-L poată desface tot. Dumnezeu a creat grădina în așa fel încât omul s-o poată transforma în scaieți, spini și pustiu. Dar Dumnezeu m-a creat pe mine, omul, în așa fel, deși sunt făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, eu să am libertatea să mă uit în ochii lui Dumnezeu, să-i spun: îmi pare rău, nu mă interesez, nici nu vreau să am nimic a face cu tine, mă descurc de unul singur, voi fi ca Dumnezeu prin propriile mele eforturi. Nu-mi vine să cred. Observați, Dumnezeu l-a creat pe om, relația dintre om și Dumnezeu, cu tot ce are în jurul lui, în așa fel încât eu să pot strica tot ce a făcut Dumnezeu. Cu alte cuvinte, este foarte bine la Dumnezeu ca tu să-ți poți face praf viața în 5 minute. E foarte bine la Dumnezeu lucrul acesta. Pentru că asta îți conferă libertatea să alegi între viață și moarte. De unde știu că ne-am luat o razna cu astfel de afirmații? Uitându-mă pur și simplu la cartea Genesa. Observați, după creație urmează căderea.
Dacă creația n-ar fi fost pervertibilă, stricabilă, cu alte cuvinte, dacă n-ar fi avut o natură pe care noi să o putem sparge, sfărâma toată, n-ar fi urmat căderea după creație. Dar nu doar natura, straturile de ceapă și trandafirii și pădurile și universul acesta pe care l-am transformat într-un dezastru ecologic din pricina nebuniei noastre, ci până și relația cu Dumnezeu este de aceeași natură. Avem libertatea să o rupem, să-i întoarcem spatele. Este primul mare adevăr pe care îl învăț uitându-mă la cartea Genesa. Doamne, de ce am ajuns în dezastrul din Numeri? Pentru că a fost foarte bine pentru Dumnezeu să-ți ofere libertatea, să alegi moartea dacă vrei, deși ți-a pus înainte și viața și ți-a spus alege viața. Moise repetă același lucru generației care urma să intre în țară. În capitolul 30 din Deuteronom, versetele 19-20, Dumnezeu vorbește prin Moise: iată, ți-am pus înainte viața și moartea, binecuvântarea și blestemul, alege viața. Dacă mă întorc în Genesa, Dumnezeu ar fi putut spune: iată, ți-am pus înainte creația și căderea, binecuvântarea și blestemul, alege creația, alege relația cu Dumnezeu, alege viața. Omul a zis: nu, la șoapta șarpelui aleg moartea, crezând că alege viața. Dragii mei, nu s-a schimbat absolut nimic. Generația care urma să intre în țară trebuia să știe că pericolul bate la ușa oricăruia dintre ei. Că relația cu Dumnezeu nu e o pușcărie din care nu mai poți evada. Nu, n-a închis ușa, n-a aruncat cheia, nu ești blocat în ea. Ușa e deschisă, pălmile sunt deschise, poți să pleci dacă vrei. Asta a trebuit să învețe Moise pe cei care urmau să intre în țara promisiunilor lui Dumnezeu. Dacă ar fi să trag o primă concluzie, uitându-mă la carte ca întreg, natura primei creații, incluzând relația omului cu Dumnezeu, este pervertibilă prin design, prin faptul că Dumnezeu a hotărât să fie foarte bine așa. Dar asta îmi pune mie o întrebare dureroasă când mă gândesc la relația mea cu Dumnezeu. Cum o fi relația mea cu Dumnezeu? Eu am fost mântuit prin sângele mielului pascal. Voi întinde mâna în blid, voi lua paharul să celebrez mijlocul mântuirii mele. Oare eu sunt mai pușcăriaș decât ei? Nu le pot trânti toate de pământ? Nu, dragii mei. Cred că Dumnezeu nu la întâmplare a prefațat istoria răscumpărării cu secvența creație, cădere, lumină, întuneric, ca să mă învețe cum arată natura răscumpărării mele, ca să știe omul că Dumnezeu în continuare îl lasă liber să aleagă între viață și moarte. Ascultați-l pe Pavel comentând această libertate a omului. În 1 Corinteni, capitolul 10, fraților, nu vreau să știți că părinții noștri, este vorba de toată generația pe care Moise a călăuzit-o din Egipt spre țara promisă, părinții noștri, toți, observați, nu există excepție, toți au fost sub nor, toți au trecut prin mare, toți au fost botezați în nor și mare pentru Moise, toți au mâncat aceeași mâncare duhovnicească și toți au băut aceeași băutură duhovnicească, pentru că beau dintr-o stâncă care venea după ei și stânca era Hristos. Ce interesant vede el istoria Vechiului Testament. Toți. Și versetul următor: totuși, cei mai mulți dintre ei n-au fost plăcuți lui Dumnezeu, căci au pierit în pustie, sau drept dovadă, au pierit în pustie. Observați, ăsta este dezastrul pe care trebuia să-l înțeleagă. De ce vine dezastrul? Ce anume a generat dezastrul? Care e cauza lui? În primul rând, cauza este acolo, la felul în care Dumnezeu a creat universul. Pentru că în felul acesta ți-a dat ție libertatea să-l iubești sau să-l urăști, să fii cu el sau să fii împotriva lui. Ascultați versetul 6 din capitolul 10. Aceste lucruri s-au întâmplat, li s-au întâmplat lor, ca să ne slujească nouă drept pilde. Ca să nu poftim după lucrurile rele, cum au poftit ei, să nu fim închinători la idoli, ca unii dintre ei, după cum este scris, poporul a șezut să bea și s-au sculat să joace.
să nu curvim cum au curvit unii dintre ei, așa că într-o zi au căzut 23.000, să nu ispitim pe Domnul cum l-au ispitit unii dintre ei care au pierit prin șerpi, să nu cârtim cum au cârtit unii dintre ei care au fost nimiciți de nimicitorul. Și Pavel atenționează din nou, aceste lucruri s-au întâmplat să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră peste care au venit sfârșitul viacurilor. Dragii mei, pericolul există. Există pericolul să poftești și să poftești după lucruri rele ca ei, să ne închinăm la idoli ca ei, să curvim ca ei, să ispitim pe Domnul ca ei, să cârtim ca ei. Dar atunci există și pericolul să fim nimiciți de nimicitorul ca ei. Nu s-a schimbat nimic. Dumnezeu este același ieri, azi și în veci. De aceea Pavel încheie așa, cine crede că stă în picioare, să ia seama, să nu cadă. A găsit Dumnezeu o cale să fie foarte bine, ca tu să poți strica absolut totul ce-ți pune în mâini, incluzând mântuirea ta. Incluzând mântuirea ta, să o poți strica, să o poți călca în picioare. Uitați-vă încă o dată la scrierile lui Moise. Începe cu Genesa, continuă cu Exodul și începe răscumpărarea și în Numeri totul se transformă în dezastru. Cu alte cuvinte, nu doar creația este pervertită, ci și răscumpărarea este pervertită de generația respectivă. Și afară de Iosua și Caleb, nici unul dintre ei nu intră în țară, toți mor cu păcatele lor pe ei, păcătuind cu voia. Deci Dumnezeu a prefațat istoria răscumpărării cu secvența creație-cădere să ne atragă atenția asupra libertății pe care ne oferă ca să alegem viața, nu moartea. Dar, lăsându-le libertatea, să alegem moartea în locul vieții, dacă dorim. Sunt toate acestea adevărate în Noul Testament? Dați-mi voie să fac un salt într-o carte din Noul Testament, unul care nu vorbește cuvinte multe, ci desenează cuvintele lui, pentru că este un om simplu, e un pescar, apostolul Petru. Ascultați-l pe el, adunând doctrina mântuirii în câteva versete din prima sa epistolă, începând cu versetul 3 în capitolul 1. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care după îndurarea sa cea mare ne-a născut din nou, slăvit să fie numele, trecut și terminat, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, la o nădejde vie, la o moștenire nestricăcioasă, neîntinată, care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru noi. Am fost născuți din nou și în ceruri este păstrat pentru noi ceva. Și noi avem un drum de parcurs până la moștenirea noastră. Dar textul continuă în versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință, pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea, în mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi, voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este cercat prin foc, să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea la arătarea lui Iisus Hristos, pe care voi îl iubiți fără să-l vedeți, fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați de o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi, ca sfârșit al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. Dacă vă uitați la imaginea dinaintea dumneavoastră, aveți o poartă, o cale și o țintă. Foarte mulți mizăm pe intrarea pe poartă. Dacă ai intrat pe poartă, nimic rău nu se poate întâmpla pe cale. Sigur ajungi la țintă. Dragii mei, asta e teologia care îmi place și mie, dar nu tot ce îmi place e și adevărat, așa cum nu tot ce îmi place e și sănătos pentru trupul meu. De aceea, nefiind de folos o teologie care nu are rădăcină în Scriptură, trebuie să o lapăd, trebuie să scap de ea. Observați, am fost născut din nou, ăsta este momentul intrării mele pe poartă, dar Petru îmi spune, voi fi mântuit. Nașterea din nou, încă n-a terminat procesul, mai am un drum lung de făcut. Și din păcate,
pe drum, credința mea este încercată ca aurul care este încercat prin foc. Nu, mântuirea se pierde pentru că ea este păstrată în cerul pentru mine. Credința se pierde și de-aia Domnul Iisus pentru credință s-a rugat în dreptul lui Petru. Uitați-vă la ce modele de mântuire pot construi din textul acesta. În primul rând, cel care mă păzește este Dumnezeu. Și nu este putere mai mare în univers decât puterea Lui. Voi sunteți păziți de puterea Lui Dumnezeu. Nici nu mă mir că Domnul Iisus Hristos a spus, Tatăl meu este mai mare decât toți, nimeni nu-i va smulge din mâna mea, din mâna Tatălui meu. Păi nu este nimeni mai mare decât El. Slăvit să-i fie numele. Suntem păziți de puterea Lui Dumnezeu. Dar observați, mai există încă o verigă în lanțul acesta și asta este credința mea, nu credința Lui, credința mea. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Nu puterea lui Dumnezeu se rupe, ci credința mea e cu probleme. Și de aceea trebuie să înțeleg ce e credința care mă ține pe drum. Întotdeauna un lanț se rupe la veriga slabă. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Dați-mi voie să tai afară credința, să rămân doar cu elementul care îmi convine, puterea lui Dumnezeu, pentru că atunci sunt absolut sigur. Și aș citi textul așa, voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită. Iertați-mă că am tras peste credință, nu vreau să stric cuvântul lui Dumnezeu, ci vreau doar să mă joc cu ce se joacă teologii astăzi, construind doctrina mântuirii. Cam așa ar arăta mântuirea mea. Am intrat pe poartă, toată calea este un tunel, mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu, dar nu mă vizează pe mine, eu sunt în tunelul Harului, ventilatorul Harului suflă în spatele meu și vrând nevrând eu, bum, voi ajunge în Canaan, voi fi mântuit. Pentru că cel care mă păzește este Dumnezeu însuși cu puterea Lui. Este cineva mai mare decât El? Dragii mei, asta este doctrina mântuirii care îmi place. Știți de ce? Orice aș face în tunelul acela, la urmă va fi bine. La urmă va fi bine. Important este să intri în tunel. Restul Dumnezeu rezolvă. Prin puterea Lui te duce până la sfârșitul drumului, până la țintă. Umblarea creștină în felul acesta poate fi neglijentă, poate fi cu compromisuri, poate fi cu 666 pe frunte și pe mână, pentru că în ultima instanță, cine poate să mă smulgă din mâna lui Dumnezeu? Absolut nimeni. Dați-mi voi să trag afară celălalt aspect. Puterea lui Dumnezeu se lasă credința. Voi sunteți păziți prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Wow! Asta nu-mi place deloc. Știți de ce? Pentru că intru pe poartă, trebuie să ajung la țintă, n-am nimic deasupra capului și mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Sunt absolut surprins să văd cum gândesc oamenii despre credință în zilele noastre. Facem tot felul de prostii și legalități, după care ne rugăm lui Dumnezeu și postim să ne păzească. Ups! Credința, dragii mei, se ancorează în adevărul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că asta este mântuire prin efortul propriu și mie nu-mi place lucrul acesta, nici nu vreau să mă gândesc la el, nu doresc așa ceva. De aceea las textul așa cum mi l-a dat Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. L-aud pe Pavel vorbind în Roman 1:16, mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dar de ce e nevoie de puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? Știți de ce? Pentru că mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri a lui Dumnezeu. Nu mă poate mântui Sfânta Fecioară, nu mă poate mântui niciunul dintre sfinți, nu mă poate mântui niciun arhanghel, pot să mă rog să fac mătănii cât vreau la ei. De ce? Pentru că nici unul nu se ridică la nivelul puterii lui Dumnezeu și a mâniei lui care este împotriva mea. De aceea numai o putere egală cu mânia o poate mântui. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Veniți o clipă cu mine în noaptea judecății din Egipt, când Dumnezeu spune, eu voi trece prin țara Egiptului și voi lovi pe toți întâi născuți din țara Egiptului.
Care a fost puterea lui Dumnezeu pentru mântuire când mânia lui Dumnezeu s-a descoperit din cer? Care a fost puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? Sângele mielului pascal. Observați, au pus pe ușorii ușii prin credință sângele mielului pascal, s-au adăpostit acolo în fața cutremurului imens care a nimicit pe toți întâi născuții dintre oameni și animale și cei care prin credință s-au adăpostit sub puterea lui Dumnezeu au rămas în viață. Au fost oare evrei care au sfidat pe Moise, n-au pus sângele pe ușorii ușii? Nu știm, se prea poate. Așa cum au fost egipteni care l-au crezut pe Moise și au pus sângele pe ușorii ușii și o mulțime de oameni au ieșit din Egipt împreună cu evrei. În 10 luni s-au convins că nu este Dumnezeu în Egipt mai puternic decât Dumnezeul evreilor și au plecat împreună cu ei spre țara promisă. Care-i puterea lui Dumnezeu pentru mântuire? Este sângele mielului pascal. Ce extraordinară coincidență, am spune noi, să începem Genesa la cina Domnului, să celebrăm puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede, întâi a iudeului, apoi a grecului. Dragii mei, corect este să gândesc așa cum spune Scriptura. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită. Știți cum arată imaginea mântuirii? Intru pe o poartă, am de alergat spre o țintă, am deasupra capului copertina sângelui mielului pascal, ca odinioară în Egipt pe ușorii ușii. Imaginați-vă ușa călătorind cu ei de-a lungul întregii istorii, creează această copertină. Câtă vreme stai în cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu, nu este forță în universul acesta care se poate smulge din mâna lui, dar ieșirea în decor este posibilă. Pleacă urechea la șoapta șarpelui. A, nu vei muri, o leacă de curvie și un pic de compromisuri. Nu se poate trăi fără ele. Pleacă urechea la șoapta șarpelui și vei simți alungarea din Eden. Cu alte cuvinte, ești liber să pleci dacă vrei. Dragostea cu forța, dragostea cu sila, Dumnezeu nu dorește. Astfel, dar, cine crede că stă în picioare, să ia seama să nu cadă, cum voi cădea, ieșind afară, în decor, în stânga sau în dreapta, ieșind în neascultare de Dumnezeu, în răzvrătire de Dumnezeu. Ce-i credința mântuitoare? Este ascultarea care mă duce în cadrul în care operează puterea lui Dumnezeu. Când prin credință ești legat de Iisus Hristos, ești în Iisus Hristos, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Nu datorez nimic firii pământesc ca să trăiesc după îndemnurile ei. Dar dacă trăiesc după îndemnurile ei, ieșind în decor, voi muri. Iar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului, vom trăi, veți trăi, spune Pavel. Mântuirea este prin credință, nu prin fapte. Este prin credință. Dar știe cineva adânc în inima lui sigur ce-i credința mântuitoare? Mai ales când Biblia îmi spune că există o credință drăcească, o credință moartă, o credință zadarnică? Câți oameni în ziua judecății vor veni înaintea lui Dumnezeu și vor zice: Doamne, eu am fost penticostal și am vorbit în limbi, eu am fost baptist și m-am botezat, eu am fost ortodox și am fost catolic. Și Domnul se va uita la ochii lor și vă spune: pare rău, nu vă cunosc. Nu vă cunosc. Plecați de la mine, voi toți cei care lucrați fără de legea. Mântuirea e prin credință, dar ce-i credința? La cine să mă duc să întreb lucrul acesta? Cred că personajul din Genesa care îmi poate răspunde la această întrebare este Avram. Scriptura spune că Avram a crezut pe Domnul și Domnul i-a socotit lucrul acesta ca neprihănire. Cu alte cuvinte, neprihănirea lui Avram validează credința lui de către Dumnezeu însuși. Sigur, credința lui Avram este o credință mântuitoare. Dar să nu cumva să credeți că credința este un lucru ieftin pe care îl cumperi, îl ai, îl porți cu tine și când îl areți se întâmplă minuni. Nu, credința se coace, se plămădește, credința crește, se curăță de toată zgura. Ca practic, ia să vie o credință mântuitoare.
Petru spune, credința noastră este aruncată în foc și încercată, în felurite încercări. De ce? Să aibă ca urmare lauda, slava, cinstea, la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. A crede înseamnă a sta ancorat în Dumnezeu din pricina a ceea ce este El, nu din pricina a ceea ce face El. Ascultați-l pe Pavel definind credința. Credința este o încredere neclintită, neclintită de boli, de suferință, de prigoană, de lipsuri, de sărăcie. Cine ne va despărți de dragostea lui Dumnezeu care este în Hristos Iisus? Întreabă Pavel în Romani. Nici lucrurile de acum, nici cele viitoare. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite, o puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd, pentru că prin aceasta cei din vechime au căpătat o bună mărturie. Ascultați o altă definiție a credinței. Credința celebrează în prezent realitatea obiectivă a binecuvântărilor nădăjduite, care încă nu se văd, dar pentru că știu cine le-a promis. Chiar dacă trec 25 de ani, stau atârnat de El. Credința permite credinciosului să apuce adevăruri nedemonstrabile și să se țină de ele în vremuri ostile, știind că binecuvântările nădăjduite sunt garantate prin promisiunile unui Dumnezeu care nu se schimbă. Care nu se schimbă. Dar spuneți-mi, în ce se va ancora credința ta dacă nu-L cunoști pe Dumnezeu, dacă n-ai timp pentru Dumnezeu? Dacă n-ai un ceas pe zi să citești Scriptura, dacă nu te interesează căile Domnului, asta e lumea în care trăim. Înglodați în deșertăciunea ei, nu mai avem vreme de Dumnezeu. Cartea Genesa. Dumnezeu îți atrage atenția prin ea asupra foarte binelui pe care El l-a gândit pentru tine. Ești liber. Sunt liber. Să fiu un Cain sau un Abel. Să fiu un Set sau să fiu unul din descendenții lui Cain, care își leagă numele de cărămizele și smoala acestei deșertăciuni în mijlocul căreia trăim. Dragii mei, soluția este una singură și cărțile sau cartea lui Moise o strigă în urechile noii generații. Ca să eviți dezastrul în care poți prăvăli istoria vieții tale, nu planurile lui Dumnezeu, ele vor continua și fără tine, istoria vieții tale, trebuie să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău și pe aproapele tău, ca pe tine însuți. Dacă vă uitați atenți, Domnul Iisus spune să-L iubesc cu mintea mea, cu sentimentele mele, cu voința mea, cu puterea mea, cu toată personalitatea mea și pe aproapele meu ca pe mine însumi. Dar atunci când mă gândesc la prefața cărții Genesa, creație, cădere, la faptul că Dumnezeu mi-atrage atenția asupra libertății cu care m-a înzestrat ca să-i pot întoarce spatele dacă vreau, vreau să-mi aduc aminte că îmi exersez corect această libertate doar dacă ajung să-L cunosc pe Dumnezeu. Necunoașterea de Dumnezeu mă va împinge în brațele satanei și a șoaptei lui. Pâinea pe care El ți-o oferă este mai albă decât pâinea pe care ți-o dă Dumnezeu de multe ori, cu prețul sufletului tău. Nu uitați, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău este soluția. Dar marea iubire se naște din marea cunoaștere. Dumnezeu ne-a dat Scriptura, o grădină în care și-a lăsat urmele pașilor Lui, să umblăm pâș-pâș pe urmele Lui și să ne îndrăgostim de El, să-L cunoaștem pe El, să ajungem unde a ajuns Avram, să-I spunem, Doamne, sau unde a ajuns Habacuc, chiar dacă îmi iei totul, de Tine nu mă las. Tu ești scutul și răsplata mea cea foarte mare. Amin.